Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre cobra asiatică. În fiecare an, aproximativ 2 milioane de oameni din întreaga lume sunt mușcați de șerpi. Peste 50.000 dintre mușcături sunt mortale, iar cele mai multe dintre acestea sunt cauzate de cobra asiatică. Cunoscută și cu denumirea de cobră monocelată, este foarte răspândită în Asia de Sud și Sud-Est. Poartă denumirea științifică Naja cauotia. În anul 1831, naturalistul René Lesson a descris prima dată această cobră, iar în anul 1940, Malcolm Arthur Smith a clasificat cobra asiatică ca subspecie a cobrei cu ochelari, sub trinomul Naja Naja cauotia. Cobra asiatică are un model pe ceafă în forma literei O, spre deosebire de cea a cobrei indiene, care are un model format din doi ochi circulari, conectați printr-o linie curbată pe spatele capotei sale. Coastele nucale alungite permit unei cobre să se extindă în partea anterioară a gâtului într-o capotă. Cobra asiatică poate fi întâlnită în India, China, Vietnam, Cambodgia, peninsula Malai, Bangladesh, Bhutan, Laos, Nepal și Thailanda. Aceste cobre se pot adapta la o serie de habitate de la medii naturale la medii afectate antropogen. Preferă habitate asociate cu apa, cum ar fi câmpurile de orez, mlaștini și mangrove, dar pot fi găsite și în pajiști, tufișuri și păduri. Specia apare și în terenurile agricole și așezările umane, inclusiv orașe. Acestea pot fi găsite la altitudini de până la 1000 de metri deasupra nivelului mării. Cobra asiatică este un șarpe terestru și este foarte activ la amurg. În zonele cultivate cu orez, acestea se ascund în vizuini de rozătoare, în digurile dintre câmpuri și au devenit semi-acvatice în acest tip de habitat. Este o specie destul de timidă și încearcă să fugă atunci când este amenințată. Culoarea la pui este mai constantă. Suprafața dorsală poate fi galbenă, maro, gri sau negricioasă, cu sau fără benzi încrucișate sau clar definite. Pe ceafă are un semn în forma literei O, galben sau portocaliu. Are o pată neagră pe suprafața interioară a hotei de ambele părți și una sau două bare transversale negre pe burtă. Restul abdomenului este de obicei de aceeași culoare cu spatele, dar mai palid. Pe măsură ce înaintează în vârstă, șarpele devine și mai palid. Deține o pereche de colți anteriori fixi. Cel mai mare colț înregistrat a măsurat 6,78 de milimetri. Colții sunt moderat adaptați pentru a scuipa. Cobra asiatică atinge o lungime de 1,35 până la 1,5 metri, cu o lungime a cozii de 23 de centimetri. Au fost înregistrate și exemplare mai mari, dar sunt destul de rare. Adulții pot atinge maxim 2,3 metri lungime. Juvenilii se hrănesc mai ales cu amfibieni, în timp ce adulții vânează mamifere mici, broaște, pești sau alți șerpi. Când sunt deranjați, preferă să se ascundă. Cu toate acestea, atunci când sunt amenințați, vor ridica porțiunile anterioare ale corpului lor, își vor întinde gluga, de obicei șuieră puternic și vor lovi în încercarea de a mușca sau de a se apăra. Unele exemplare ale cobrei asiatice au capacitatea de a scuipa venin. Este o specie ovipară. Femelele depun între 16 și 33 de ouă. Perioada de incubație variază între 55 și 73 de zile. Depunerea ouălor are loc din ianuarie până în martie. Cobrele asiatice sunt recoltate pentru comerțul cu piele, cu toate acestea colectarea din sălbăticie este minimă și este puțin probabil să provoace scăderi semnificative ale speciei. Cobra asiatică provoacă cea mai mare mortalitate din Thailanda din cauza otrăvirii cu venin de șarpe. Într-un studiu preliminar s-a demonstrat că extractul de plantă Mimosa pudica are efecte neutralizante asupra toxinelor prezente în acest venin. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!